Și domnilor, în prezența domnului Dacian Cioloș, prim-ministru al României, și a domnului Cyril Müller, vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, are loc ceremonia de semnare a memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administrației publice și sprijinirea reformelor structurale. Din partea Guvernului României semnează doamna Carmen Aura Răducu, ministrul fondurilor europene, iar din partea Băncii Mondiale semnează doamna Elisabeta Capanelli, manager de țară.